Salutare, salutare. Vă vorbesc din 2013 încoace. Vă vorbesc de minunăția prezentul. Vă vorbesc de cum să vă opriți mintea. Vă vorbesc despre cum să transcendeți mintea. V-am vorbit de gălăgia mentală, cum se creează. V-am vorbit de gălăgia mentală, cum vă creați și cum vă duceți mai deep în ea. V-am învățat cum să vă trageți din ea și să trăiți prezent. Zilele trecute mă sună cineva și îmi spune: Laurentiu, ai mare dreptate. Moji nu trăiește în prezentul, se pierde la fel ca și mine, în gânduri. Zic, da. După aia vine și completează: Laurentiu, dar mai nimeni nu trăiește prezentul, toți pleacă în gânduri. Și zic, da. Vorbesc din 2013 despre chestia asta. V-am dat tot ce înseamnă cum să identificați dacă un om vorbește din flow-ul conștiinței, adică nu din conștiința individuală, ci din conștiință, adică îi vine, informațiile îi vin pur și simplu. Dar să nu faceți confuzie, să credeți aia care vorbesc că îi comunică cu ființe din alte dimensiuni și așa mai departe. Nu, nu. Cine vorbește din flow conștiinței are ochii la fel ca și mine, rămâne total aici și vorbește doar despre minte și transcenderea ei. Despre ce dracu altceva să vorbească? Ca să poți să atingi această cunoaștere, trebuie să te debarasezi de cunoștințe. De exemplu, știința este, în traducere liberă, este, înseamnă cunoaștere. E un pic, e o confuzie aici. Ca să poți să ai cunoștințe, adică să înveți lucruri, mai întâi trebuie să ai cunoaștere, că fără cunoaștere nu poți să ai cunoștințe. Și ca să ajungi la această cunoaștere, trebuie să dai toate cunoștințele la o parte. Este exact invers față de ceea ce te învață știința. Dar nu este greșit ceea ce te învață știința. Nu. Este cunoașterea sau cunoștințele, mai bine spus, obiective. Că sunt în afara ta, sunt observate de tine. Dar în tine ai cunoașterea cu care poți să ai cunoștințe. Și de aceea știința s-a dus în afară fără să cunoască interior. 50%, dar nici 50%, nu, 30% au cunoscut în afară, dar în interior absolut deloc. Cunoașterea trebuie să fie atât în afară cât și în interior. De atâția ani și încă bâșbâiți. Ascultați
tot felul de preoți, tot felul de sihaștri, tot felul de profesori yoghini, tot felul de guru. Și ce vă învață, fraților? Sunteți voi fericiți permanent? Nu, vă mângâie pe căpușări. Sunt doar stări de bucurie de moment. Îți spune că nu ești problemele tale și că tu ești mult mai mult de atât. Ești chiar însăși centrul universului. Dar fără ca tu să cunoști asta, ei doar îți vorbesc. Și vei fi, probabil, ușor bucuros că nu mai ești neagigil din spatele blocului cu probleme, ci ești centrul universului. Te vei simți bine o perioadă, apoi o vei lua de la cap. Cine atinge profunzimile minții și dincolo de aceasta, vine și îți explică cum să-ți oprești mintea, vine și îți explică cum să o transcenzi, vine și îți explică iluziile ei și pânza ei în care te-a prins de când ești copil încoace. Dar nu, tu nu ești interesat de așa ceva, tu ești interesat să știi că ești centrul universului. Tu ești interesat să ți se pună, să ți se spună că e special. Sunt două opțiuni. Ori toată lumea e specială, ori toată lumea este normală. Ambele sunt adevărate. Aceea, căutarea ta trebuie să fie una autentică și adevărată. Adică toată energia ta să ți-o duci către cunoaștere. Atunci conștiința îți va revela treptat ceea ce trebuie făcut, în ce direcție este duce. Dar bineînțeles, pentru asta îți trebuie foarte multă muncă și foarte multă seriozitate. Adică nu poți să spui că exact cum fac religioșii, 6 zile îi doare în fund, iar în a 7-a zi se duc la biserică să se roage sau să se ierte păcat. Bă, nu. Căutarea trebuie să fie constantă. Constantă. Fiecare secundă. De aceea, doar câțiva oameni, la sute de milioane de oameni, reușesc să atingă. Și atunci când prindeți un astfel de om, o oază în mijlocul deșertului, pune mâna, bea din apa aia, pune mâna, scaldă-te, fă baie, duș, ce vrei tu, fă din apa aia mâncare, fă ce vrei tu. Dar bineînțeles, și când apare această oază, vrei să o faci sau să o transformi conforție. Vrei să o modifici. Vii și îi spui oazele acelea, aceea care o găsești în centrul deșertului, lihnit de sete. Vii și spui că tu ai mai auzit de niște ape, tu ai auzit de fapt de un ocean care de fapt e undeva în depărtare unde nu, nimeni nu l-a găsit. Vii și îmi spui povești în loc să vii și să bei și să taci mai bine gură. Îți înconjoară spiritul, ființa, cum vrei tu să o numești. E ca un nor de jur împrejur, ca o ceață. Și nu poți să vezi. Nu poți să vezi ceea ce ești. Și îți va spune ea,
că ești ceva din trecut și o să fii ceva în viitor, dar viitorul este tot un trecut modificat. Că mintea nu poate să-și imagineze ceva ce nu are stocat în memorie. Te învăț cum să oprești această minte și să vezi realitatea așa cum este, ea pură, neaglomerată de obiecte. Totală. Am soluțiile perfecte ca să poți să-ți oprești mintea și să trăiești în prezent. Ești serios unde ajuns ca să-ți dorești să fii liber de vechiurile tale obiceiuri? Ești atât de serios încât vrei să nu mai trăiești tristețea? Pare absurd ce zic, nu? Pare. Am întâlnit foarte mulți oameni. Rar vezi un om serios care într-adevăr vrea să se lase de vechiul obiceiuri. De exemplu, un om anxios, el vrea să nu mai aibă simptome de anxietate, dar el nu renunță la mai vorbi despre anxietate. E ca și cum un gras vrea să slăbească, dar el nu vrea să renunțe la mâncare. Absurd. Se chinuie, se duce la sală, aleargă, dar de mâncat tot sparge frigiderul. Așa ești cu anxietate. Oamenii vor să scape de anxietate, dar nu vor să se lase de vechiurile obiceiuri, adică să mai judece cu frici orice situație, bineînțeles, prezentă sau imaginară, dar în 99% din cazuri, fricile sunt doar imaginare. Ele nu sunt în fața ochilor lor. Eu n-am întâmpinat la un anxios cu câți oameni am lucrat cu frică reală. N-am întâmpinat. Își creează amăgiri singuri și când nu se îndeplinesc dorințele respective, vine dezamăgire. Hop, apare anxietate. Și te gândești, oare ce am făcut? Din ce cauză? Dumnezeu mă pedepsește. Lumea era. Sunt blestemat. Nu, dragule, vorbești mult prost și degeaba. Ții minte, acum vreo 2 ani de zile am primit un apel telefonic. Domnul Laurentiu, am probleme foarte mari. Spuneți, doamnă, care este problema? Domnul Laurentiu, noi dumneavoastră mă puteți scăpa. Zic, spuneți, doamnă, care este problema? Domnul Laurentiu, am vrăși. Dragă doamnă, nu te pot rezolva. Te pot învăța cum să scap de tumultul ăsta al minții. Dar nu te poți scăpa. De ideile tale din cap despre care tu crezi cu certitudine. Eu trebuie să-ți aduc lumină în conștiința ta și să-ți arăt că sunt doar bine. Nu e nimic altceva. Ciao.